Doamne ajută, Bade Grigore! Hei, bine v-am găsit și la mulți ani cu sănătate! Ei, că am venit cu neaua de la munte! Vă te zdrobiți cu omătul, ei, dar și mândru nins pe aici, pe la Rodna. Doamne ajută! Numai bine. Bine v-am găsit, Bade Grigore! Doamne ajută, Iosipe! Vă luptați cu omătul, așa-i? După ce te ninge, trebuie să facem un pic de urmă, să cărare, bătări, să putem aduce pe două lemne. Văd că o nins aici la Rodna, așa cum trebuie. O dat Dumnezeu și o nins, de fapt iară mă întorc. Așa iarna. Așa iarna. Trebuie că o omăt. Corect. Nu să fie belț prin ocol, să fie omăt, să avem și curățit. Așa e, da, de Crăciun, a fost omăt pe aici? Un picuț, puțin, mincinoșii ăștia. De la televizor au zis că nu ninge de Crăciun. Dar ne-a dat Dumnezeu și de Crăciun un pic de omăt. Cred că în ajunul Crăciunului a nins un pic. În ajunul Crăciunului, înainte de ajun, nu ninge un pic. Dar nu atâta gramă, nu mai știu unde să-l feresc. Se poate atunci o cotarcă de lemne. Da. Dar vezi dumneata, Leva Grigore, că mai de mult era și câte un metru jumate pe vremea asta. O, Doamne ferește, eu să fie când avem boi, pe timpuri. Păi scoteam omătul din ocol cu boi, ducem, nu ne putem. Pe lângă apă, atunci era omes, am o opție de omăt de două până și ne se plângem că avem omăt. Da, corect. Da. Am așa iarna și e fain iarna să și omăt, iarna nu? Iarna trebuie să și e cu omăt. Da, că da. Așa o dat Dumnezeu iarna să și e iarna. Așa și vara. Când eram băiat, era pot de geasă. Ne ducem toți băieții cu sania pe la apă și ne dăm pe poturi de geasă. Era frig, îngeața apa. Omul nu îngeața apa nici găleată afară. Exact. Și tot ne plângem că-i frig. Uite cum povesteam zilele trecute cu cineva acolo pe Valea Ilvelor, că și vremea s-a înștiimbat și oamenii s-au înștiimbat, Bade Grigore. Amu și oamenii sunt mai slăbănoși atunci. Îți mai slăbănoși? Mai. Dar înainte ei și erau tari. Păi, zice, mânca coleașe, cu brânză, cu slănină, cu cârnați. Am o mașă cu brătate bădoșele de pe boldă. De pe magazin, da. Și ultima tură sau înainte mai dădeau și un pahar de ginars ca să margă cum trebuie. O mai bea, care avea, care nu se uita lung. Da, la cine are, corect. Și am mai beu care au, care nu... Da. Și eu mai trag așa câte un pahar. Vedeți, mioastră, doctorul zice, nu? Și când te duci la doctor, că un pahar dimineața, înainte de mâncare, e medicament curat. Nu știu dacă mințesc doctorii, ori nu mințesc. Unul zice că e bun, altul zice că nu-i bun. Nu-i bun. Nu știu după care doctor să te iei. Da. Îi chemăm, cum să zice, Bade Grigore, să vină la țară. Știi ce, Iosipe? Toate bune și toate sunt lăsate de Dumnezeu. Să le bem, să le mâncăm, să le tăce, dar tăce cu cumpăt. Cu măsura, corect. Dacă te mai retragi de la șela, de la șela, mere bine. Da. O, dacă dai cu abuzuri, nu prea. Și pe mult strică. Și prea mult nu-i sănătos. Da, exact. Tare mă bucur, Bade Grigore, că astăzi am ajuns pe la dumneavoastră, pe la Rodna. Nu ne-am mai văzut de vreo 5 ani de zile, așa? Cred că cam așa. Tot am zis că mai viu, dar uite că nici acum nu s-au legat drumurile să vin încoace către Rodna. Și mă bucur că vă găsesc în putere, că iată, din câte am făcut așa un calcul, aveți vreo 70 și vreo 1-2 de ani, așa? 72. Uhum, mulți înainte și cu sănătate. Cât poși, mă tăcinuiesc, așa nu. Da. Mă uitam așa pe sub cuș, mă bag în gore, văd că v-o nins așa o țâră în păr. Nu, pe mult dacă algit părul. Părul? Da. Am gândit că cuș m-a algit. Nu, părul, de când nu ne-am mai văzut? La 72 de ani, încă-i bine. Încă-i bine? Încă-i bine. Mă gândeam că algea mai tare. Da. Mai este sănătate la 72 de ani. Cum sunteți cu ea? Da, Dumnezeu, nu mă supără nimic. Nu vă supără nimica? Nimic. Ce și ori le gândești că câteodată așa mă mai... Ca moșneji, mă mai dor ce și ori le... Nu le iau în seamă. Da. Am o dat Dumnezeu că până mă eram cu casa în spate vara. Mă mai durea ce și ori le nu mă durea. Am nu m-am deblat cu casa în spate, numai prin de răzvor, așa, prin de garduri, că
Avem cosătoare, ne descurcăm da, cu cosătoare. Din asta, cosa, da, da, da. Așa numai, să mă va domnul, că mă duc cu cosa pe eu. Să nu zic că mă duc cu mânurile în buzunar, la polul. Da, da. Dar de lucru nu vă lăsați, așa-i? Cât mă mai țin puterile, nu mă dau înapoi. Uh-huh. O da, Dumnezeu, avem agricultură, adică agricultură, teren, mult. Da, da. Și apoi, cine să lucre? Trebuie lucrat, corect, eu, pământul. Eu, ca calul de bătaie, du-te, vină, du-te, vină. Dar mai aveți nevoie să lucrați pământul, ba Grigore, la 72 de ani? Avem, avem nevoie că după el trăim. După el trăiți? După el trăim. Avem o napă, avem o fansul, avem o șapă, avem 2-3 cucuruze de malai, avem mălește de 2 cară bune de malai, că n-am apucat a-ți povesti. Dar poți povestesc amu. Sigur, cu tot dragul. Am noră din șanț. Așa. Nu, cred că o știi. O știu, o știu, sigur. Am fost amus 5-6 zile pe la, pe la băietul Grigore. Avem și acolo mălăiște de 2 care bune de malai. Tot într-un an punem malai, într-un an napi. Uh-huh. Avem aici 3 mălăiști în rogni. Și apoi, cine să lucre? Eu. Viața băbucă nu mai poate. E beteagă-le, Cornelia? Păi nu-i beteagă de beteșug. De pcișoare. Uh-huh. Pcișoarele, doar pcișoarele, nu poate, nu, nu. Ei, mama, e de bătrâneță. E bine că poate face prin casă. Corect. Spală o haină, face de mâncare. Și vă așteaptă, cum se spune, cu casa caldă. Că asta e cel mai important. Oriunde mă duc și oriunde vin, găsesc cum ții de foc în casă. Sara. După astea alte le mai împrovodesc eu, cum puși. Uh-huh. Pe lângă casă dumneatale și cu agricultura. Păi, și cu agricultura pe la câmp. Și pe acasă cu iaștelalte, ce-i de făcut. Uh-huh. Pe la pișor, cum ți-am mai povestit, am unii, acolo îți bași, îți porși și amu. Îți 7 porși. Da, da, da. Mă mai duc, dimineața, seara, așa ne mai duc. Le dați de mâncare. Nora e cu băieți, trebuie 2 fete la școală, un băiat e la grădiniță. Până își duce pe tăi, spune, duce pe tăi. Da, și copilul-i cu lucru, corect. Nu. Și apoi mă mai duc și eu, iau șanii, printre apucate, când poți dimineața, seara, ne mai fac și pe acolo. Cred că și lucrul ăsta vă ține, așa e, ba, Grigore? Mă, dacă n-aș, nu știu cum să zic, că dacă n-aș face un cic de efort, poate că m-aș lineși, așa, 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 așa. Vă-ți muie, da, cum? Da. Iartă-mă că... Îți zic că te mulțumesc, zice una. Și, dar să nu mă aud așa din Parlament. Amu, cum zici, dumneata? Eu mă zic că mă aud, nu-i nici un bai. Exact, exact. Eu nu vin acasă să dorm, cum dorm așa în Parlament. Și votează, lege, tăți cu mâna sau și eu nu știu ce-o votat. Exact. No, păi, nu știu cum a mere țara asta bine, dacă tot merg acolo, tăți sunt noroși și dorm în Parlament și nu mă ridică mâna. Da, da, așa e. Trebuie cumva făcut și pentru agricultura asta să mai ajute cât de cât. Și pe țărani, că după țărani trăiesc. Șașia din Parlament, după țărani trăiesc. Nu le duce nimeni ăla cu zamă, numai țăranul. Țăranul lucră, țăranul produce și e cu pensii de sute de milioane ori de zeci. Deci la un țăran nu-i de nimeni nimic. Da. No, aici, uite câtă timpul parcă țăranul a fost așa aici, marginalizat. Aici e toată treaba. Că nu știu cum să zic cu conducerea asta, dacă nu se pune... Ia mâine am văzut ia de o săptămână. Fermerii ăștia, mă, că au luat legătură cu ciolacul, că le dă, le face, nu știu ce, nu știu cum, nu le văd de nimeni nimic. Și din toate nimic, corect. Tata acolo sunt grebă. Așa. Apoi și asta nu, nu știu cum să zic. Nu avem o conducere ca lumea. Asta e baiul. Nu. Până nu să-mi știm, bă, dar nu știu când să-mi știm. Dar din toți aceștia pe care dumneavoastră îi vedeți la televizor, ba Grigore, am iertat să mă, și să mă ierte oamenii care ne urmăresc că dau apă la moră. Este vreo unul care credeți că are cu adevărat dragoste pentru țara asta? Din toți pe care dumneavoastră îi vedeți la televizor. Nu știu. Nu știu dacă, numai așa, dacă s-ar mai naște un Vlad Țepeș să-i
bage pe tăți acolo în țapă. Să... Eu m-am te gândit, mă, dar pe eu nu... Ca omul bătrân și de la țară și fără atâta pregătire. De multe ori, numai tot l-a suropat pe Victor Ponta. Eu, după capul meu, dacă ar candida, ori dacă l-ar cumva, dacă poate ca și el ar fi, om cicuț, să rădise. Ar fi dumnealui? Să rădise o țară România, mă, din necazurile astea. Care... Eu așa mă gândesc după, după capul meu. Păi, eu zic, eu, da, cum s-a spus, la 82 de ani, eu, un țăran, așa, care nu-l vede nimeni și nici nu-l întreabă nimeni de nimic. Corect, de unde să știu eu politica asta? Așa. Da, acolo în politică, în Parlament, îți pe mulți. Îs, care nu mă ridică mâna, stau și zic, mă, da, și după aceea ridică mâna, că-i bine, așa. Da, da, da. Cum e bine? Eu cred că ar mai trebui, ba, Grigore, o revoluție. Să se ferească facă, Dumnezeu. Să se scoată tăți afară de acolo, să Dumnezeu că e votare mântul. De... Iar pușca și pe ăștia, cum i-a pușcat pe Ceaușescu... N-ar și păcat. Ne-am liberat de ei. Da, da, și da. Și apoi, vede, poate unul mai tânăr. Nu, nu se știe. Unul mai tânăr, mai cu minte, mai... Toți moșnești și mări acolo și 100 de milioane. Da, așa e. Ce să faci, Badie Grigore? Asta e viața, asta e România, din păcate, eu-mi vedea și-a mai și... Noi astăzi am venit la dumneata, Leva Grigore, să povestim de lucrurile faine de la țară, pentru că, iată, dumneata a fost un om gospodar și cred că toată comuna Rodna știe că Badia Grigore, de aici din Rodna, a fost un om gospodar. Și nu întâmplător am venit iar astăzi la dumneavoastră, iertați-mă că mi se învârte limba în gură, n-am băut nimic la Grigore. Au emoții și da, 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 am emoții, corect. Dar, iată, Ba Grigore, dumneatale, ai fost omul care aici la Rodna ai mai ținut boi. Eu așa acum... cum erau mai de mult. Astăzi, Ba Grigore, mai ai boi acasă? Nu mai aveți. Nu mai am, că... N-am mai avut cu cine lucra. Uh-huh. Și mai ales am cu tractoarele astea, cu jeepuri, merg până în vârful dealului cu jeepul, merg cu... Ce să fac? Atât am nevoie de trajboi, eu am fost, de fapt, nu vreau să mă laud, că mă știi tu, mai de mult, am fost aproape la jumătatea Rodnei, am fost căreușul satului. Căreușul satului, corect. Când eram tânăr și când... Mamă, nu mai am luat nimeni cu boi, mai sunt două perechi de boi în Rodna. Deci numai două perechi de boi mai sunt. S-au gătat cu tăiețe. Deci să înțeleg, Badie Grigore, că amul grajdul ăsta e gol. Nu mai aveți. E gol, mai e un pic, mai e un pic de fân, vă dau o cară de fân. Le duce când așa, de fapt avem fân din aia noi. Din aia noi, da, da, da. Deci băcuța, nu animale să știe care să mănânce. Da, este animale, că, cum ți-am povestit, strii vași acolo, dau vași, o zi în curță, în sus la ei. Apoi, după ce ne te luptăm toată vara, te-ați pășim, te-ați pășim, și apoi te-ați rămâne, de n-ai. Da, da, da. Și până. O, da, Dumnezeu, nu suntem năcăjuți de până. Asta e bine, dar așa, acum să ne întoarcem un pic la partea cu boi, când ați dat boi, i-ați vândut. Nu v-a fost așa, nu știu, groază în suflet? Vai, nu v-a durut sufletul, Badie Grigore? Vai de mine, Iosif, că cred că mai mult de o săptămână nu puteam dormi. Mă trezeam să mă duc să dau la boi de prânz și să rânesc și să pun la rând. O, mă, că am vândut boi, nu mai am la ce râni. Da, da, da. Și apoi ala mă punem în pantomă. La bozeală, după ce n-ai cu cine lucra, n-ai. V-ați acomodat greu, așa-i? Foarte greu, îți spun că mai mult, aproape două săptămâni, nu puteam dormi. Ai, Doamne. Îmi trebuia să ies afară și să dau la boi, să rânesc, să pun la rând, să... Uh-huh. Îmi aduc aminte în urmă cu vreo 5 ani de zile când am avut așa, am fost prin trecere pe aici, pe în Rodna. Știu că v-am întâlnit aici pe drum și chiar o să pun în momentele astea activa secvență de atunci de când v-am televizat cu un telefon simplu în vremea respectivă când filmam. Și uite aici la poartă, știu că v-am filmat cu carul cu boi când ați venit din sus, de la Arad. Vineți, Badie Grigore, cu atâta drag și mi-aduceam de fiecare dată aminte când mă gândeam la Badia Grigore din Rodna, de tabloul lui Grigorescu, carul cu boi. Așa vă vedeam pe dumneavoastră.
Așa era pe timpuri, dar pe aia cam s-au trecut acelea timpuri. S-au trecut. S-au gătat cu boi, s-au gătat cu mâinea la altă, s-au gătat și cu cai. Da, da, cu da. Cu cu jeepuri, cu tractore, cu... Așa e. Dar așa la viața noastră, Badia Grigore, până am us câțiva de zile și ați dat boi, cam câte perechi de boi au trecut până mâna dumneitale? Nu-i poți număra. Nu mai știu. Orice caz, de la 17 ani, m-am dat cu boi. Și tata m-a vândut, tata m-a cumpărat, tata m-a dat, dar orice caz, cred că mai mult de 30 de pereți de boi. Aia, dar păi și de la 17 ani până la 72. Ați avut vechime. Da, da. Dar orice caz, cred că mai mult de 30 de pereți de boi am tăiat vândut și am cumpărat. V-a fost drag să lucrați cu ei? Foarte drag. Foarte drag. Pomeream prin toate vârburile astea. Am o, iară mai zis eu, una, cum îmi blitu prin toate coclaurile, așa îmblam și eu prin toate coclaurile cu boi, de la 2 de la 3 dimineața și veneam seara la 8 la 9. Da, da, bine, da. Făceam câte două cărări, o cărare mai departe, una mai aproape, așa, de la 2 de la 3 dimineața și până la 7 la 8 seara eram tăiat dus. Da, da, da. Atunci era de lucru, am nici de cosit și pe aici, pe la noi. Niile când văd ierburi rămasă prin sat, necosite. Necosite, nu da. Mai cosesc, nu mai lucră, nu mai... De așa ni se lasă tete. Da, da, da. Nimeni nu pot drag. Și șamu, nici drag, cât poși într-una. Dar și iată că din lucru cu boii v-ați ținut, cum să zice, casa. Păi... Cu boii am lucrat toate și alea. Și cum ți-am povestit, am avut de 2 minute, 3, de la 2, de la 3 noaptea, și până seara la 7, la 8, cu boii făceam bani. Atunci așa făcea bani cu boii. Am avut mari cu tractoarele de la 9, de la 10, nu mai merge nimic de la 2, de la 3. Tătem cealici pe hogaș. Așa e, corect, corect. Ei, se pare că ne-o nins o țiră, ba Grigore. Am unul nimic, că omul tău ăsta e belșug. Da, 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 e belșug. E belșug. Dar de ce ziceți că e belșug? Moșnejii, pe timpuri, zicea că iarna trebuie să fie iarnă și vara, vară. Dacă e iarna bună, și vara e bună. Și vara e bună. Și îți recolte. Și pâini, și napți, și mălai, și toate. Dacă e iarna, iarnă. Da, da, da. Dacă nu iarna, numai niște... Fiecare de astea să te ploie, păi, nici vara nu-i bună. Așa e, ba, Grigore. Așa zicea moșneji. Și eu, și eu am ajuns am un moșneag. Eu țin tradiția moșnejilor. Dacă, așa am auzit de la moșneji, că dacă iarna, iarna și vara e vara bună. Da, 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 așa e. Oare lăsăm, ba, Grigore, lopata deoparte, intrăm o țărăș în casă la căldură. No, evident, dar gândești că... Nu știu cum gândești, că prindeam răcării frigul. O intra frigul noi, da, da, da. Așa, păi nu vreau să-mi da, fac țântare mult. Am un numai, ia că... de aici, nici să mai zbăr o dată și apă merem în casă. Așa, o țâră, corect. Și apă ne punem pe lângă ala cu zamă. Pe lângă ala cu zamă? Așa mă gândesc, că ar trebui să și mâncăm ceva, nu? Camu, eu nu știu ce să zic. De fapt, iară mă întorc și eu. Dacă nu ne dă baba de mâncare, păi ce facem? Păi numai dumneata știi dacă ai fost cu minte, ba, Grigore. Da, mă lasă, că da, de sau, ne-a dat. Sau harnic. Da, de ne-a dat un brin de seamă după atâta lucru. Așa e, așa e. Am văzut că mai aveți niște găini pe aici. A, păi să ascund și așa, dacă ni le ninge. Să ascund, da, da, da. Și un cățel, atâta. Atâta e tot. Asta e tot averea, mă. Tot averea. Ce să faci? Asta e, mă. Trebuie să duceți bătrânețele cum puteți. Că asta e cel mai important. No, hai să ne ducem în lontru. O băgați aici? Sau aici așa aveți afumătoarea, ba, Grigore? Islănina. Islănina? Eu știu că am mai televizat odată la dumneatale. Slănina. Ei, văd că e afumată bine. O înjețat, cum se spune, ba, Grigore? Cum e mai bună? Noi o ținem ca așa, e obiceiul la noi. Adică la noi. La mine.
în care soținem 3 săptămâni în Saramură. În Saramură, 3 săptămâni. În Saramură, și apoi după 3 săptămâni, o scoți să bagi aici la pom. Carnea, cârnațul ăsta, om ce, 2 zile, 2-3 focuri, și la borcane cu ea. O slăniană aia și la aer. Da, 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 foarte bine. Așa stă, așa stă, nu? Așa, până de căldură. Până de căldură, sigur. Când de căldură, la borcane și cu asta. Corect, corect, așa e. Ei, văd că căsuța asta, atât, asta bătrânească din lemn, cum era mai de mult. Mă, n-am mai înștimbat-o, că nu putem cu tătie. Am făcut dincolo, că mă, tu știi, destul de bine a fost, pe la băiat, la băieți. N-am făcut acolo, că bă, nu putem cu tătie. Corect, corect. Și nu e destul asta. Foarte bine. Cât a mai dat Dumnezeu. Pentru doi oameni, cred că e până peste măsura. Nu, nici destul asta. Da, da. Oare aici aveți fântână, ba, Grigore? Că am văzut acolo că este fântână. Și este apă? Este, dar. Că tot voiam să vă întreb. Știu că și și atură voiam să vă întreb. Și de aici aduceți apă. De aici, dar. Da, da, deci de aici scoateți apă. Și apă bună, ba, Grigore? Bună. Oi, 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 văd că e plină de apă. N-aveți bai cu ea? Nu. Nu? E afundă? Nu, e atâta de afundă, de 4 metri. De 4 metri, da, da, da. Nu, dacă e apă, e bine. Apă a fost într-una, n-am avut, în cazuri, n-am avut. Deci nu avem apă. Niciodată nu o să cad. Nu o să cad, nu. Da. Bine, când se așeta mare, mai sapă, mai sacă, dar mai puțin de un metru de apă nu a fost niciodată. Da, da, da. Uite că mai de mult atâta casa era fântână. În ocol. Dar amonul le mai trebuie fântână, că mă au la șurub. Da, da. Cum zicea cineva, ne adăpăm de la șurub, corect, la șurub. De la țeajă. Așa e, așa e. No, hai, va, Grigore, să vin și faci și le Cornelie, și apoi să ne mai întindem o țâră noi în casă, în povești, acolo, unde e cald, unde e cald și bine. Hai să vedem dacă e șerbin ce zama. Exact, no, după dumneatale. M-am înjătat de frig, apară. Ei, ha, e cald. Doamne, ajută-le, Cornelie, Doamne, bine te-am găsit. Iusubia, bine pe la nou. Doamne, că nu ne-am văzut de un car de ani. Ne-a fost dor. V-a fost dor de mine? Da, cum să nu. Am o poveste, ne-am întins o țără cu ba, Grigore, atât am povestit și l-am ținut o țără cam mult afară. Din tinerețe, așa? Din tinerețe, da, 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 exact, exact, din tinerețe. Să ne punem un cip lângă sobă, că... Să ne punem pe lângă sobă, așa-i? Îi musa, îi trebuie băgat o țără și pe foc. Văd că e cald și bine aici la dumneavoastră. Cald, e camera mai mică și cald. Cum sunteți, le Cornelie? Da, cum să fiu, cababile. Cababile? Mi-o zis, ba, Grigore, că mai aveți baiuri cu sănătatea, vă năcăjaște pțișorul. Pțișorile, că am avut accident. Ei, de-am numai sănătate să știi, așa-i? Da, po... Ce ne așteptăm? Sănătatea să cam duce de aici să și duce. Să cam duce? Să cam duce. După ce bătrânești. Da, 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 no, așa. Nu închinerim. Să ne așezăm jos, așa. Să vedem, da, ne dă vom plinge salmă. Le Cornelie, văd că dumneata ne-ai pregătit și de mâncare aici. Da, po cum? Vai de mine, Ardei. Zamă de Ardei umpluți. Zamă de Ardei umpluți. Trebuie să le spun oamenilor care ne urmăresc la ora asta, Le Cornelie, că ieri când v-am sunat că vin astăzi pe la dumneavoastră, prima întrebare a fost că oare eu să beși și să-ți pregătesc de mâncare. E, și zis, că ce să dau? Să-ți fac găluște, Ardei, împluți. E, vai, Le Cornelie, vă mulțumesc. Orice e bine, corect, nu trebuie să vă năcăjeți, Le Cornelie. Vă mulțumesc tare mult că m-ați așteptat cu așa... Cum? Să margă povestea mea cu spor, așa-i? Da, po. Și musai să ne așezăm și la masă. Musai dară. Dar numai eu și-au venit și dumneavoastră, nu? Tăți la oaltă. Am un tăț aici și. Tăți la oaltă, corect. Bun, și apoi ne întoarcem cu poveștile, cu ba, Grigore, cu dumneata, Le Cornelie. Aici un picuț și stăm și mai povestim. Bine. Hai la mine, să ne amem!
de mâncat a mâncat, Bade Grigore. De mâncat a mâncat. Ne-a omenit le Cornelia așa cum trebuie. Bă, păi gospodină. Da, aveți o femeie de milioane. Băi, dar de știem, o luăm mai de mult, nu? Mai de mult. La 30 de ani. Da, să vă bucurați la oaltă de bătrâneță, că asta e și mai important, Bade Grigore. Să Dumnezeu. Între timp, au putut urmări și oamenii care ne urmăresc în momentele astea și la televizor și pe internet, o scurtă secvență realizată în urmă cu vreo 5 ani de zile cu șechierașul domnul Mihai Frunză, atunci când ne-am dus atunci la dumnealui acasă și ne-a strigat. Da. Am o păcate, nu avem și am omci de șeteră. Că... Ar și fain, așa-i? Da. Păi dacă nu-i șeteră, nu. Am unul mai putem mere pe la Mihai, că e omăt. E omăt, da. Trebuie să le spunem oamenilor care ne urmăresc, Bade Grigore, că dumneata o viață întreagă, pe lângă lucru cu casa și așa mai departe, în toată sâmbăta și în toată duminica erai în mijlocul nuntașilor și era omul care ține, cum să zici așa, ținea cu tărie sufletul petreșerilor. Pe timpurile când eram eu fișor, era toate nunțele cu steag, nu era numai așa de mărți de-ale la pe drum, da. Cu 2-3 cărțalăi. Nici pe cele vremuri nu era atâta șecheraș de vestiți pe la noi, dar totuși era, cum ți-am mai povestit eu ce și când am pe la Mihai. Era tropim, era tituți, dar nu se pășea nici o nuntă fără steag. Toate anunțele cu steag și cu colăcari și cu druște și obiceiuri din bătrâni. Da, și dumneavoastră ați fost stegarul de mâna întâi, nu? Ești din Rodna. Nu exista nuntă în Rodna să nu știu eu cu steagul. Eu am fost, nu știu cum să zic, ca să nu, că mai zisea un moșneag pe timpuri, să nu dau griș. Apoi și eu nu vreau să dau griș, dar nu se făcea nunți fără mine. Eram strigăuș, eram colocari, eram în tăpeliu. Mi-a plăcut petrecerea. Deci v-a fost drag să știți acolo, în mijlocul nuntașilor. Și am o, nu știu cum să zic, gândește, îmi pare rău că nu se mai ține tradiția asta. Nu, no, s-a lăsat tăte. Da, corect. Nu mai nemnic, așa. Da. Strigături nu mai auzi pe nimeni. Să strige la o nuntă, la o petrecere, la... Gata, să duc acolo la sală și... Să apucă de băut, de mâncat și lasă tradiția cu strigăturile. Cam atâta, da. Da. Uite, secvența pe care a urmărit-o oamenii care ne urmăresc la ora asta a fost o secvență așa scurtă, făcută amus 5-6 ani. Dar amul la 72 de ani, Bade Grigore, mai puteți striga? Când nu-s răgușit și când nu beau apă rășe, gândești că striga mai tare ca când eram de 50 de ani. Da. Dacă vă provoc să-mi strigați acum... Mi-au plăcut strigăturile. Vă plăcut? Și nunțele cu steag și petreșurile tradiționale, cum se făcea pe la noi. Tare mult mi-au plăcut. Da. Dacă ar și amu să vă provoc, ce vă vine pe limbă să-mi strigați? Eu, mere frumos, cum țapci castruțul jos. Și țapci castruțul în tine pentru tânăre copțile. Asta se vâjește, Bade Grigore, pentru mine. Începutul e bun. Eu deși am zis că să se pentru tine. Da. Să ne turnem la mireasă, nu? La mireasă, sigur. Dă-i frunză verde, bihorie, mireasă, draga mea. Aici când eu strâng în prag, stai cu capul jos plecat. Ai nu știu cine ce s-a spus, de nu stai cu capul sus. Iar-ai auzit asară, că s-a crit ai pomă mare, că a țipat din casa afară. Tare fain. Hai nu te teme, draga mea, că s-o creta nașire. Îi lucra cât îi pute și trăi bine cu e. Așa trebuie nororile să fie. Bune,
Prinde socră și socrele prinde nuruni. Corect, corect. Și se umble după cum zice socra, nu? Mă, nu știu dacă mai umblă după socră, nu mai umblă. Că vezi cum că socrele sunt mai bune de gură, mai... Așa cum socrele. Dar nurorile ar trebui să le mai ierte. Da, da, și da. Dacă mai greșesc socrele, că iarăși bătrâne. Corect, corect. Și asta se striga la mireasă, când se lua mireasă. Da, așa pot. Dar pe drum până la mireasă, și se striga? Să străga bugate strigături. Atunci vârf întâna este, mândra bosă loc plezește. Îmi vine cucu și o întreabă, și pe așa ești mândră dragă. Eu plezesc la bosă loc, să-l poartă fisori în trup. Când ori mere pe la joc. După ce se strânge tata la eu, cum nire, cum nireasă, cu nănaș, se îndreaptă către biserică. Să mere către biserică. Către biserică. Și acolo se strigă. Acolo se zice două jocuri. Până stăm direcție în cununie, zice și terașul două jocuri înaintea bisericii. Serios? Da, păi așa era obiceiul. Dar de ce se juca înaintea bisericii? Păi ca să nu îngeță babile de frig, le mai juca câte unul și altul. Și pe fetele, cum era tăte, văluite, vreau, hai să vedem nuntă, hai să vedem șela, 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 care cum sunt îmbrăcați, ce haine au fi, cum îi. Și apoi să zicea două jocuri. După ce ieșea din cununie, până la sala de nunți, apoi are cu steaguri și cu alaiul, și apă iarăși se striga. Și apă zicea, hai popă, când m-ai cununat, ce sute de lei ți-am dat, dar amu ți-aș da și-o mie, să mă scapi de cununie. Hai tu popă, n-ai văzut bine, cu cine-am venit la tine. Hai cu propteaua gardului, cu râta satului. Hai cu propteaua dintr-un gard, cu râta dintr-al sat. Apropo de steag, ba Grigore, cum era pregătit steagul de nuntă? Mă, îmblam câte o jumătate de zi să cătem bărbanoc. Că bărbănocul se făcea cu nună de bărbănoc. Ce era bărbănocul, să înțeleagă oamenii și ne urmăresc? Niște burene verzi. Șamu, dacă... Care și pe timp de iarnă le găsai verzi. Și iarnă, da. Șamu. Dacă numai unul să mai faci steaguri, dar șamu să găsește bărbănocul, bugat, așa l-ai dat verde, cu iarnă cu vară. O făceam cu nună, spșișe de grâu, deasupra trină preni, la... De la cununa de bărbănuc în jos, trei năprevni, la bota de steag. Și apă care de care era mai fălos, că a mele năprevni mai faine, a mele mai așa, a mele, cununa mea de bărbănuc e mai faine, mai bogată. Mai... Și apă printre struțurile de bărbănuc se pune câte un struț de flori, de astea, cum le zic, colorate. Colorate, te struturi, cum se găsește șamu prin magazine, prin ăsta, câte 3-4 flori, așa, așa. Și apoi, pe timpuri, atunci, întâi când am început cu steagurile, socășița, care era un fel de bucătăreasă, cum s-ar zice șamu, da. Era socășița, așa pregătea mâncările la nuntă. Și făcea niște coloșei, așa ne. Ca roțele de astea. Și coloșei de acelea punem printre clopoțele la steag. De să lega și coloșei la steag. Coloșei cu șir de ață și le legam la steag. Și apoi iară care era cu mai multe, de fapt clopoțele erau numai câte șase. Da, da, da. Că așa era raza de la ăsta, câte șase clopoțele, dar coloșei punem și câte 3-4 printre clopoțele. Bă, iară ne pălem. Am meu steag e mai bun, că are mai mulți coloșei. Era și de întreșere, cum se spune. Așa, ca un fel de întreșere. Ia acolo, dacă vrei și amuză, mai, să te mai uiți, am
bugate poze cu poză, da, o să le fac, o să le fac și o poză la fiecare. Da. Câți stiegari erau la o nuntă, Bagrigore? Depinde după cât era mirile de, nu de știu cum să zic, de fălos. Aha. De lotru și de... Se strângea ori în ce caz, care era mai năcăjit, mire care... Păseam că o săptămână înainte de nuntă, merem la pregătire, ziceam că merem să facem steagurile. Și merem la mire acasă. Vine două, trei druște, mireasa, mirile, bă, da, câte două, trei cupe de jenars. Atunci la steag. Dacă eram mai mulți, trebuie să punem mai multe cupe de jenars. Care era o mire mai lotru, mai fălos, mai așa, eram și câte 20 de fișuri. De colocare. Am înțeles. Și plata, după, plata era cupa de jinars? Plata era atunci când făceam steagul cu o săptămână înainte, cât putem bea. Uh-huh. Adică cât ne dau, nu cât putem bea. Da, da, da. Dacă, și dacă mai și vreau să bem, dacă nu ne dau, nu mai bem. Uh-huh. Când era mai mult, după cum s-a spus, ne dau câte 4-5 cupe de jinars. Și apoi, când în ziua anunță, de pe la amneaz, meream la mnire. De la mnire se pornea alaiul. Apoi cu steagul că ăsta, tot la doi fișori, la trei, ocupă de jenars. Deci da, dacă eram 10 fișori, să zicem așa, trei cupe de jenars, cam așa era pe drum. Da, da, da. Și apoi meream după nanaș întâi, să nu ținem mnirea asta în drum, dacă se mai întâmpla și nici aia că un omnin s-a muaz. Da, da, da. Păi nu ținem mireasa să stai în umăt. După mireasa merem mai la urmă. Și apoi de la fiecare, de la nanaș, cât ocupă două de jenar seara la colocari, de la mireasa seara cât ocupă două de jenar. Și stiegarii, Bagrigore, până în ce vreme stăteau la nuntă? Până dimineața. Până dimineața stăteau și ei? Până dimineața puneam steagurile deoparte acolo în sala de nunț și dimineața când se împrăște nuntașii, prima dată petreșeam nanașul. Meream cu steagurile până la nanaș. Da, da, da. Mai beam câte o cupă de jenar la nanaș, veneam înapoi la sala de nunț. Și apoi petreșeam niriteii până acasă, unde se stabilea ei la mire, la mireasă, mai beam o cupă două de jenar și apoi mai veneam până pe la amneaz acasă. Am înțeles. Și plată în bani la, la stegar să mă-i dădea sau nu? Nu, să dădea... Nu să te dea nici o plată, trebuie să te stegarii bani la nuntă, ca orice, ca la carg. După pe acele vremuri era 50 de lei de un fișor. Uh-huh. Dam 50 de lei, când am 100, voi de mine, da, da. Era mult. O bine care neamuri așa mai aproape, mai zic, mai dam câte 100 de lei. Uh-huh. La, atât era, adică, cum să zic eu, trebuie noi să dăm, nu ei să ne dea nuntașul. Da, 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 ca un invitat, da. Oarecare. Ei și ne da, așa, de băut, pe drum. Am înțeles, am înțeles. Uite, mă-i împovestea oameni pe unde m-am mai dus de-a mai filmat că mai de mult, Bagrigore, nunțele se făceau de obicei iarna, că atunci lumea era liberă și avea vreme să facă nuntă și să petreacă, că vara era cu lucru câmpului, da. Cu una, cu alta, toamna cu culesul, dar iarna se făceau nunțele. Și vreau să vă întreb, atunci când era, uite, o măt cu muiamuc în Rodna, pe aici, pe la dumneavoastră, și erați cu steagul, nu vă îngheța mâna pe steag? Nu, ne îngheța mâna, că, cum ți-am povestit, după ce bei două, trei guri de jenaș, nu-ți mai era frig. Da, da, da. Da, zice, tot moșnezii, mă, băiete, iarna e de făcut nuntă. Păi, de ce? De ce iarna, atunci se ducea daruri la nuntă, nu că am mers și dai niște bani. Duce o căpățână, două de cureci, o dărabă de slănină, o dărabă de carne și, măi, iarna toată lumea are și s-a duce. Vara s-o gata carnea și cărnățul. Corect, corect, așa. Nu-ți mai aduce nimeni nimic. De așa, cum ne moșnezii influența pe tineret. Sigur, bătrâni. Să facă nuntă iarna, că iarna se mai strânge câte ceva. Uh-huh. Nu mai duce nimeni la nuntă daruri de azi, o dărabă de slănină, că pățână de curești, nu mai duce nimeni, da. Nimic. Dar uite că mai de mult, după ce se găta nunta, vorba aia, doi tineri aveau cu ce să plece pe drum în viață, nu?
Adică se alegeau cu ceva, era nunta pentru ei, era o pornire. Se alege că nu era, nu știu cum să spun, atâtea valuri și atâtea pretenții. Cât rămânea de la nuntă, cât da Dumnezeu și câștiga, era a lor. Și cu bănuță și ea își mai pășea, un fel altul, și coșia pornea în viață, tineretul. Dacă îi mai ajuta părinții, de obicei îi ajuta, și se la, și se la, socrii, și își pășea un cit de căsuță, pășea, care se putea. Dar cu banii din la nuntă, coșea să gospodăre și pornea în viață. Da, 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 puteau să margă pe drum. A, păi spășea, era o pornire. Spășea un cic de vietă, cât de cât, nu, cât de păcent era, dar tot era. Corect, corect, da. Când ați fost ultima dată la o nuntă castigar, Ba Grigore? În urmă cu câtă vreme v-ați dus, i-ați scuturat steagul ultima dată? Cred că am urs 50 de ani. Am urs 50 de ani? Am urs 50 de ani, cred că. Da. Ba, bă, nu, ceară, dar ori se cază, bă, 45. Uh-huh. Ești da. De când n-am mai fost. Bă, mă, nu o să mai fac, nu, cu steag. Nu, că pe eu de 40 și, de când îți însurat, bă, după ce te însuri, nu mai poți mai recolăca. Gata. Deci până la însuratoare. Te pune femeia să tapet, nu? Da, și după însuratoare, nu, nu mai. Deci numai fișorii, mă, nu, mă, fișorii, e, numai fișorii, sigur, cu steagul și cu deasă. Am înțeles. Dar steagul mai aveți, Ba Grigore? Am, da, are. Serios? Numai că nu e la mine, am un Iisus. E, dincolo, da, da, da. Am un nepot, când aș fi și el mai mare, cheamă numai de 5 ani. Când aș fi mai mare, apoi îl pregătesc, îl pun la rând acolo, la el și am-o. Și te zice, bunicule, nu mă duc steagul. Nu, până și mai mare. Când aș fi mai mare, apoi îl fac, mă duc ca un bărbănoc, s-a spus și de greu. Am ajuns. I-am adus de pe coclaurile șelea, nu știu, de pe unde, de pe la Orhei. Niște spise de greu odată, că pe aici nu mai pune nimeni un greu, nu mai, da, nu mai da. Găsești. Pe acolo am urs odată cu niște treburi și am găsit, am oprit mașina și nimeni. Zic, acolo e un holdă de greu. Te-ai să pur, da, de nu m-a vedea nimeni, am furat o câteva spise de greu să am, cum se face. Steagul, da, da, da. Și aveți speranță că nepotul a învăța? Da, eu așa cred că atât de ambițios la toate șelea. Bunicule, ce facem? Bunicule, cum facem? Bunicule, lasă că te spun eu că nici mai mare. Da, da, da. Da, da, v-ați mai dori, Ba Grigore, să mai vedeți așa o nuntă țărănească ca la carte, și cu colăcar, călăreți și ce mai erau și druștea? Atât și de fericit să mai văd. Dar nu știu când, că nu se mai, nu se mai fac. Păi și pe la noi era 3-4 cai, călărezi, stegari, nuntă autentică de asta. Autentică, da, da, da. Am urat, cărți, am zis. Dar în ultima vreme ați mai fost așa pe la nunți? Ce părere aveți de nunțile astea care se fac în sălile de evenimente, în căminele culturale sau pe unde se mai fac? Toate sunt bune, toate sunt, nu știu cum să zic, sunt mai ca de pe timpuri, când eram mamus 40-50 de ani. Da? Nu mai e tradiția așa, s-a pierdut. S-a pierdut tradiția așa. Iată. Atunci, pe timpuri când am început eu, de băiat, îți punea o fele de jenars și la nuntă și o dărabă de colac. Nu știu, găluște cu pasat. Și așa era mâncarea, nu era atâtea pretenții ca am 50-60 de ani. Păi multe felul de prăjituri, tot felul de aperitive, tot, da? Dacă s-a pierdut tradiția, e pierdută, nu mai, nu știu cum să zic. Mai bine mâncam atunci niște găluște cu pasat, că am prăjituri de astea. Da. Și atunci, tradiția ar trebui să fie tradiție, dar nu mai poate scoate nimeni la ijală. Dacă s-a pierdut, e bună pierdută. Da, da, uite așa, până oameni ca și dumneata, Ba Grigore, putem să mai descoperim trecutul nostru. A, pă, dacă m-ar auzi pe mine niște băieți de ăștia tineri și dacă le-ar prășe să facă, să ducă tradiția mai departe, i-aș învăța eu.
Dar eu nu știu. Eu unde să știe, ei să strige, m-am putut să mă strigă pe la nu-mi să... Da, da, da. Eu le-aș învăța și le-aș da o, nu știu cum să zic, o, cum zic ăștia la televizor, o lecție de viață. Da, da, da. Cu toată plăsarea aș învăța, dar bă, dacă nu vrea nimeni să învăță, cu cine să crești? Corect, așa e. Și e păcat. E păcat să se piardă tradiția. Credeți că ne-o mai înturna la tradiția asta care, iată, astăzi o găsim din ce în ce mai rar pânsate? Nu cred că ne mai înturnăm. Nu cred că am o novestă mereu câte 5, 6, 2, 3, 5, 6 prișori la fete. Când eram prișori. Mereu ne băgam într-o casă, cioc-cioc. Ne primea omul, eram bun, rei, cum eram, ne primea, că nu ne-a țăpat din casă. Am umărt petele la fișuri, nu mai măr fișuri la pete. Și apoi la discoteci și la treburi de astea și nu se mai întoarnă tradiția cum a fost înainte. Da, exact ce povesteam afară, și vremea s-a schimbat, și oamenii tătia, bag vigore, tate s-a schimbat, da, da. Tate s-a schimbat. Așa, eu tare mă bucur că astăzi am ajuns pe la dumneavoastră, eu mai am așa o dorință pe suflet, știu că data trecută am uns 6-7 ani de zile când am realizat iarăși primul material aici la dumneavoastră, am fost împreună cu Lai Cornelie în casa dinaintea Colea, unde are niște lucruri nemaipomenite de faine. Mă, poșa nu vedem dacă vrei. Lai Cornelie, ce ziceți dumneavoastră? Amu pe final. Ați vrea să mă duceți, să mai văd odată lucrurile pe care dumneavoastră le aveți în casa dinainte și la care, până la urmă, ați lucrat o viață întreagă. Cum să nu merim? Să le mai văd și eu odată și să le mai vadă și oamenii care ne urmăresc la ora asta. Cu tă dragul după dumneata, Lele Cornelie. Aici, Ale Cornelie, îi lada cu zăstre, așa-i? Aici, așezat e frumos. Oare este și lumină? Asta aprinde becul. Stai că aprindem becul de aici. Ai, cât e frumos. Ce lucrături frumoase, Ale Cornelie. Am făcut iarna. Iarna le-ați lucrat, așa-i? Nu, pe vară trebuie mult la polub, la lucru. Aha. Că nu au avut șine. Da, da, da. Ei, și dulapurile vi-s pline, așa-i? Aici am... Extraordinar. Aici am tăche. E plin de țale, fățuși de perină, coverturi de tate. De tate. Da. Din coșe iară. Mhm. Și acolo, așa-i, nu mă țără să vă ajut? Da, da, da. Văd că... E, și curaua lui Badea Grigore e aici. Așa? Și clopul cu păun? Ia Anita, la acolo sus. Aha, păi da, da, da. Le-am cruțat. Păi stai, clopul cu jerdanie, frumos. Stai, să vezi. Ce fișoră și eu am unul. Are cum să-l tomesc. Așa, așa, văd că ați pus acolo zurgalăi. Așa se punea, așa e Bagrigore. Tot felul de zorzone. Tot felul de zorzone. Când v-ați îmbrăcat ultima dată în haine țărănești, Bagrigore? De fișor. De fișor? Păi, ca ăsta de când am fost fișor, n-am mai îmbrat cu clopul de păun. După ce te însori. Nu mai bine de îmbrat cu deșa. S-a gătat cu clopul cu păun. S-a gătat, așa e? Nu mai îmbrăt nimeni. Văd că și țânti a spus aici. Tare frumos. Grigore, cât au fost fișor îmbrat cu clopul. Tot felul de zorzone. Mai văd aici curaua dumneitale, Bagrigore. Subțirel ați fost. Asta e curaua împănată, nu? Și am un subțirel, dar când eram tânăr. Vă mai cuprinde? Dar nici n-am mai cătat-o. N-ați mai cătat-o, da, da, da. N-am mai cătat-o cam o maltă, așa, n-am mai... Dar gândești că nu mă lasă să mă îndoiești. O, Doamne, și văd că cămeșele vis aici, și hainele iarnă, șorii și ceptarele... Lecăr alb. Iarna. Acolo am șori și pânură. Iarna, când era nunți cu steaguri și cu... Eram cu lecăr alb. Cred că ai văzut poză. Da, da, da. Cu lecăr alb, cu brâu tricolor și steaguri. Așa era colăcare, cu lecăre albe. Serios? Colăcare? Da, da, da. Iarna. Iarna, da, 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 am înțeles. Am o gândiște de dragi, răi. Da, da, da. Și așa, nu știu de ce-i spârtii că pe la genunchi. Să le margă aer. Să le margă, da, să aerisească, corect, corect. No, păi înseamnă așa. Că nepoții dumneavoastră, ori și mândri, Bagrigore, atunci când o roa clopul ăsta și curaua. Dacă s-a mai purta.
tradiția asta până ne-a și nepotul mare. Am un pachet de Dumnezeu, măcar așa la zi de sărbătoare. Cât e cât, om cicluș, dacă s-ar mai învârti, s-ar mai turna înapoi, n-ar și rău. Da, dar oamenii pe aici să mai duc la biserică, de exemplu, de Paști sau de Rusalii, haideți să rănești. Să mai gata, dar nu tot, să mai gata și de Paști, de Bobotează, de Crăciun, de Bobotează, de Sâmcetru, scoți iconile. Da, da, da. La Rusalii. Și atunci tot satul în haideți să rănești, așa. Da, da, da. Să știți că mie e tare drag niportul de aici, de la Rodna și cămeșurile tradiționale. Atât azi e faine, de Doamne fei. Și mie atât am eu fost de drag, cât am fost tânăr. După, am un cum ți-am spus, e gata, se cer de tradiția. Nu mă mai ră, am o așa, la Crăciun, la Bobotează, de fapt la Bobotează, numai să scot iconile, la Sâmcetru. Dar rar care se îmbracă în costum național. Da, da, aici, da. Cum ți-am povestit, amu, cu niște nedragi rupți în genunchi. Corect, corect, așa e. Așa e, văd că fețele astea de perină, le cornelezinale, a făcut în război, așa e? Săsute, alesă. Alesă în război, da. Îmi povestea cineva că la o dungă de cuțit trebuia o zi întreagă să stai să alegi acolo la război. Să lucra mai încet, așa. Să lucra mai încet, aha. Și cum li se zice la pana asta? Cum îi zice? Zicem în cresta, în ales, în cresta. Ales în cresta? Puș în guș, să zice și în guș. În guș la plăcuță, știi? În gușa la plăcuță, corect. La plăcuță și în cresta. Da, văd că și cingeaule sunt tare, tare frumoase. Sunt triiță. Și plăcuța este acolorată, nemaipomenit. Am acolo în dulap bucăte plăcuță, dar până n-am mai pus. Și aici văd că pe masă e o față din asta de masă. Asta e de mult, de... Asta voiam să zic că e de mult, că e fain model, e foarte frumos. E 45 de ani. E 45 de ani. E, că e 42, îți mărita așa până înainte, cu până mă măritam, am făcut-o. Și a zis că iarna ați lucrat, așa e la iasă. Iarna, că pe vara trebuia să mă duc la lucru. Nu era vreme. Dar cine te lăsa vara să țăs? Nu mă merem. Până da, 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 corect. Ai mult ați lucrat la cornele la ele. Dar pe, mă, Iosube, dar câte am vândut? Ați și vândut? Faie, ați făcut și de vândut? Ei, mama mea, numai neveghituri 30. 30 de neveghituri și țoie, tot felul. Dar când ați avut vreme să le faceți pe toate? Iarna, am și de silon și de lână am făcut. Atunci am avut oi, avem lână bogată. De nemăritată. O pe multe ierni. Da, da, știu că aveți aproape 42, așa e 42 de ani de căsătorie. Ei, cum a trecut vremea. Așa e? În 43 de ani, o pe bogate ierni. O pe vreme să facă. Da, 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 exact. O iarna țăsăm, vara merem la lucru, că pe un fun numai noi doi. Da, da, așa e. Mă bucur că m-ați adus la cornele și pe aici, în casa dinainte, să mă arătați odată lucrurile pe care le aveți. Cum zicea moșneții pe timpuri, asta e casa cu cingeile. Exact, sau de baradie, cum se ne spune pe la țară. Am vândut multe, vai, multe am vândut. Mult am țăsut. Da, da. Că, na, ne-o picat, ne-o trebuie și bani. Corect, corect. Harin și au fost mânurile dumneitale la Cornelie și gospodar ați fost bate agricole. A venit un om din șanț, că i-am dat niște neveghituri. Păi cât și eu văzut, s-o spăret. S-o spăret? Și când ai lucrat dumneata, da, nu e din șanț, omnic, că i-am dat și neveghituri. Da, da, da. Și când au văzut atâtea, că mi-au ajutat, că povesc că eu, dacă nu... Și mi-au ajutat să le duc și dincolo. Păi, vai, când ai lucrat dumneata atâta? O, Doamne, da. Eu mă bucur atât așa. Atât am eu fost de drag să lucru și nu știu cum, m-a avut așa o dragoste aparte. Dragoste, mi-a plăcut să fac, atât am eu plăcut să fac. Să am, că m-am gândit că s-a însurat piciorul și apoi, na, să am și le da și la nepoți. Da, și da, la da. Nepoți am și le da. Că mai de mult trebuia, ai făcut aladă de dezastre când popune, aveai dar, fete, fișor, corect. Și când se căsătoreau, li se dădea aladă de dezastre. Da, 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 așa e. Eu mă bucur tare mult că astăzi am ajuns la dumneavoastră. Vă mulțumesc tare, tare mult că m-ați primit cu atâta căldură, iată, și după 5 ani de zile, după atâta mari de vreme și în care nu ne-am văzut. Și mă bucur că sunteți sănătoși, voioși și, cum v-am zis, bă, Grigore, le Cornele, faceți și de bătrâniețe și bucurați-vă câți ani mai aveți de trăit la oaltă. Să dea Dumnezeu numai sănătate! Și noi încă ne bucurăm că ne-am mai vizitat
Că ce știu, ne-o mai întâlni, nu ne-o mai întâlni, că bătrâneațele nu vin cu steag. Corect, la nuntă, corect. Vin cu năcazuri. Și așa. Ce știu, ne-o mai întâlni, nu ne-o mai întâlni. Da, tata Dumnezeu, să mai ajung bătărău, un an, doi, trei, eu știu, să te văd și pe tine, surat. Doamne ajută, Doamne ajută. Și eu sper să nu mai trebuiască de amună înainte să mai treacă încă 5-6 de zile până ne-o mai întâlni. Să ne întâlnim mai ieși. Așa e. Multă sănătate, Ba Grigore. Sănătate, numai bine. Mulțumesc din inimă. Le Cornelie, vă pup încă o dată. Sănătate, că de asta aveți nevoie, cum se spune. Nevoie de sănătate. Da. Și mă învârț și eu uit așa către oamenii care ne urmăresc pe internet, la televizor și le mulțumesc că au fost alături de noi aproape un șas. Și iată, Ba Grigore, astăzi o intrat la oaltă cu mine în casă la dumneavoastră, la Badea Grigore și le Cornele de aici, din comuna Rodna, județul Bistrița, Năsăud. Să dăie Dumnezeu, dragii mei, să ne vedem de la alți oameni gospodari zilele care urmează. Multă voie bună și numai bine!